În România, Viața bate filmul a simțit-o pe propria piele un român din Reghin care a locuit mai mult timp în Suedia și care s-a întors în țară acum câțiva ani. Problema bărbatului a fost aceea că a primit de la o familie bogată din țara scandinavă un tablou foarte valoros care ar fi fost realizat chiar de marele Picasso, dar încă neautentificat, care a fost evaluat neoficial la valoarea de 1.500.000 de euro. Calvarul omului a început după ce a decis, sfătuit de un jurist, să treacă acest tablou în declarația de avere odată cu candidatura sa la Consiliul Local Reghin, tocmai pentru a nu avea ulterior probleme în cazul în care nu-l trece în declarație. Eu am trecut tabloul respectiv, i-am dat o valoare de 1.500.000 de euro, care era teoretic cu mult sub cât începea recomandarea intendentului de la Sotheby's. Și m-am trezit într-un calvar, pentru că, vedeți, neastră, eu deocamdată era cu o lună înainte de alegeri și acea foaie sau, mă rog, fișă de avere, au creat niște valuri. Ori problemele adevărate au început de-abia după înscrierea tabloului în declarația de avere. La început, bărbatul a fost ironizat de colegii de partid din cauza zerourilor multe din dreptul tabloului buclucaș. Însă, în primăvara acestui an, în 23 mai mai exact, omul s-a trezit cu mascații la ușa locuinței din Târgu Mureș într-o acțiune coordonată de parchetul de pe lângă tribunalul Harghita. Iulian Făgărășan stătea în Târgu Mureș la domiciliul iubitei sale, iar totul s-a întâmplat chiar cu 3 săptămâni înainte ca femeia să nască. Am intrat, s-au legitimat, erau 3 ofițeri, un fotograf, 3 mascați. Mi-au zis că au un ordin de percheziție, mi-au prezentat mandatul respectiv, mi-au adus la cunoștință că am dreptul să chem un avocat. Eu, trezit din somn, am sunat un văr care era avocat, nu răspundea la telefon. Am sunat un prieten, te rog frumos, uite, nu înțeleg despre ce e vorba. Da. Am nevoie de un avocat. Păi citește ce stă pe mandat. Și am citit. Evaziune fiscală, grup infracțional, domeniu silvic. Zice, mă, hai că te sun înapoi. Mi-a recomandat un avocat, am vorbit cu el la telefon, i-am explicat omului, mă, acum. Eu n-am lucrat cu lemn în viața mea, deci singura activitate silvică, am cumpărat brad de Crăciun. Bărbatul a explicat pentru NCN că niciodată nu a avut probleme cu legea, nici în Suedia, nici în România. Iulian Făgărășan mai povestește că anchetatorii s-au grăbit atunci să ajungă la el pentru că aflaseră din interceptările convorbirilor telefonice că urma să plece a doua zi dimineața în Elveția pentru a discuta tocmai pentru un sprijin financiar pentru autentificarea tabloului, care costă enorm, circa 200.000 de euro. Dar n-a mai apucat să ducă tabloul la autentificare pentru că obiectul i-a fost luat în custodie de autorități. Doar că de atunci, timp de 5 luni, nimeni nu i-a mai dat nicio informație despre ancheta respectivă și nici despre tablou. Omul are și o posibilă explicație pentru ceea ce i s-a întâmplat. Înainte cu vreo 2 luni am avut un, să zic așa, match mare cu șeful poliției, care ulterior a devenit adjunctul inspectoratului județean Harghita. Și eu am zis din prima, zic, mă, oameni buni, sper că asta nu este o făcătură sau vreo matrapaslă gândită răzbunare din partea domnului Dan Mureșan. Nu vă asigurăm noi că noi. Întreaga poveste pe larg o puteți urmări într-o emisiune Focus pe postul NCN.